Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parabiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre, o ediție absolut specială, vă asigur, pentru că stăm de vorbă cu oameni care vin din sport și care degajă o energie pe care eu o ador și știu că și dumneavoastră vă place. Vorbim cu o doamnă profesoare, mentor al propriului copil, doamna Cristina Stase, profesor de sport și specialist în karate Kyokushin, antrenor, bineînțeles, și Crina Stase, fetița dumneei și elevă la Colegiul Național Vasile Alexandrii, mi-amintesc corect, în clasa a noua, da? Crina este campioană mondială la karate Kyokushin, la kata? Da. Ah, Doamne, am zis bine. Felicitări! Mulțumesc. Deci vreau să aud povestea dumneavoastră împreună și vreau să știu cum a început această pasiune și vreau să știu cât de greu este să reziști într-o asemenea competiție, să faci performanțe la un asemenea nivel. Acum a fost campionatul mondial din Olanda, de la Arnhem, zic bine? Da. Te rog, Crina, povestește puțin cu permisiunea mamei tale și după aceea îi dăm și dumneavoastră cuvântul. Păi, eu m-am apucat de karate Kyokushin acum 10 ani, când aveam 5 ani, datorită mamei mele, care de asemenea este vicecampioană mondială, tot la kata. Aha. Visul meu dintotdeauna a fost să o depășesc și să devin campioană mondială, să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și mi-am deplinit visul. Este extraordinar. Dar, în primul rând, există într-adevăr această competiție, nevoie de competiție în copilul dumneavoastră dintotdeauna? Ați inspirat-o în așa măsură? Întotdeauna ea a fost competitivă și la școală, peste tot. Noi o motivăm de obicei, vedem ce nevoie are și nu primește nimic până nu muncește. O pregătim pentru viitor, din punctul meu de vedere. Deci este o familie absolut specială. Vreau să le spun telespectatorilor că vorbim de o familie complet sportivă, da, cu mama, toți. Tata, profesor de sport la școala 29, da, din Galați, o școală, da, a performanței. Și un copil care este evident inspirat și care urmează linia familiei. Să nu spui că te faci profesoară de sport. Încă nu știu, dar asta voiam. Ah, deci într-acolo te duci. Da. Este minunat. Dar se duce prin CNVA, doamnă. Da, eu... I-a plăcut să fie greu tot timpul. Da, eu nu prea sunt de acord, dar dacă ea își dorește, na. Haideți să vedem cum a ajuns Crina în sala de antrenament. Păi, a mers cu mama. Da, Crina a făcut antrenament de când era mică, mică, mică. Venea cu ce veneai? Cu păpușile și poneii. Da, în sală. Wow. Ok, era grădinița, acolo partea a doua. Da, da, da. Și sportivii mai mari aveau grijă să nu o lovească, ea alerga printre ei, se juca. Uh-huh. Și așa cred că a prins gust de acest sport. Prima dată îi plăcea să facă doar partea de forță. Flotări, abdomen, asta îi plăcea ei să facă. Deci, partea de finish. Partea de finish. După aia, a început să lucreze și ea tehnică, să intre în formații. Noi n-am forțat-o. Cum nu forțăm niciun copil de la sală. Deci, pur și simplu, s-a lipit de efectiv. Dar sunt copii care vin cu părinții, în primele ore aleargă prin sală. Și pe parcurs, văzându-i pe ceilalți ce fac, încep și ei să lucreze. Deci nu forțăm, totul vine de la sine, relaxat. Bun, și concursurile când au apărut? Crin. Ele erau dintotdeauna. Sigur, și pentru eu... tine, mă refer. Da. Și am început să particip când m-am simțit eu pregătită. Primul campionat l-am avut, cred, la 6 ani. Când nu m-au găsit categorie, pentru că eram prea mică și am intrat cu băieți. Ah, da. Era perioada când făceam... am avut o perioadă când am făcut K1, chestii de genul. După aceea am revenit la dragostea mea, karate Kyokushin, și lupta, se dădeau pumni la cap în zona asta cu K1. Și nu prea erau fete. Și atunci a băgat-o cu niște băieți și a luat locul 2 atunci. A bătut până la locul 2, a bătut niște băieți. Cum este să vă antrenați propriul copil? Este greu. Adică? Ne certăm. Ca orice copil. Vă certați acasă sau vă certați la sală? Și la sală. Ca orice copil, când este cu părintele, nu vreau să fac asta, dar eu, ați înțeles? Da. Și atunci... îi aducem aminte și eu și soțul. Vezi că nu suntem părinții tăi aici. Și vă crede? Păi trebuie, că altfel n-ajunge la performanțe. Cine e cel mai mare critic al tău, Crina? Tu sau vreunul din părinți? Cred că tata este. Da? Da. Este tati foarte atent? Da. Și cum se implică?
tati? Ce face deosebit de mami? El mă antrenează mai mult la cumite, adică la luptă, și tot timpul mă corectează foarte, foarte drastic. Și asta mă motivează să mă perfecționez și mai mult. Da, el este perfecționist, dar nu numai la karate, în viața de zi cu zi. El este perfecționist. Dacă degetul ăla trebuie să stea așa, n-ar ci căuta așa. Am înțeles. Și lucrul ăsta, pentru că pentru alți copii și pentru alte zone, alte discipline, în general, critica nu motivează. Din contră. Corect, demoralizează. Dar mă gândesc că pentru zona sportivă lucrurile stau exact pe dos. Da. Cred că este foarte important să ai o persoană de genul acesta care să știe să spună ce ai de corectat. Da, dar să știe cum să spună. Corect. Sunt copii care sunt deranjați dacă sunt criticați. De aceea noi la sală lucrăm împreună, dar sunt copii care îl iubesc foarte mult pe el și sunt copii care mă iubesc foarte mult pe mine. Am înțeles. Și când lipsește unul din doi... Se strică echilibrul. Da, încep. Da, senpai, de ce n-a venit? Da, sensei, de ce n-a venit? Da, de ce nu vine astăzi? Ați înțeles? Deci e echilibru. El e foarte, foarte, foarte perfecționist. Eu sunt partea cealaltă. Nu sunt atentă la detalii. Cu toate astea, la kata, dacă nu ești atent la detalii, nu faci performanță. Și de multe ori îl rog pe el. Ia, uite-te la crina, trebuie să fie așa, 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 și se uită și, mă, nu este dată să nu-i, să nu-i găsească o greșeală. Nu este dată. Eu îi spun, e perfect. El zice, da, acolo n-ar fi trebuit așa. Ia crina, mai fă o dată. Ia mai fă. Ba da, mai ai dreptate, trebuia așa. Și asta duce la înaltă performanță. Este absolut incredibilă această poveste. Spune-mi despre Anaheim. Îți cunoști deja competitorii. Da. Cum stau lucrurile în momentul în care ești în interior acolo? Pentru că e cu totul altceva. Când ești simplu observator din afară, totul arată extraordinar. Pare o coreografie perfect pusă la punct. Dar din interior cum se vede? Și cum se simte mai ales? Cum au fost colegii, competitorii? Da. A fost foarte greu, având în vedere că a fost campionat mondial. Competitorii au fost câțiva care au fost foarte buni. Eu în finală la kata am fost cu 3 fete din Spania, foarte bune, și le-am bătut la câteva sutimi, au fost chiar foarte bune, dar a fost bine. Ești stresat în momentul acela? Ești doar atent? În ce moment te afli tu cu tine când ești în competiție? Depinde și de persoană, pentru că eu am emoții constructive și nu mă panichez, nu mă stresez în momentul acela când intru pe tatami. Dar sunt persoane care greșesc și se pierd atunci. Ai putut să observi între timp diverse tipologii, nu-i așa? Da. Și ai văzut copii, nu știu, mă gândesc că sunt și copii foarte buni, dar care se pierd în momentul în care ajung în competiție? Da. Chiar eu am pățit asta, doar că eram mai mică și în timp, având mult mai multe competiții, am reușit să îmi controlez emoțiile. Așadar, experiența este esențială. Da. Ca în orice disciplină, de altfel. Și cu cât are mai multe competiții, cu atâta ea se obișnuiește cu mediul, cu tot ce este în jurul ei. Într-adevăr, ea are emoții constructive. Sunt copii care se pierd. Am învățat asta de la dumneavoastră, de la antrenori? Am vorbit foarte mult cu ea, pentru că pregătirea psihologică este foarte bună la un sportiv. Sigur mult, că da. Mult, mult. Cu un sportiv cu centură mare, cu experiență, care și acum, când intră pe tatame, are momente, cred că depinde și de ce este în jurul ei și de viața de zi cu zi, nu știu, când clachează acolo pe tatame. Deci, efectiv, se oprește și nu mai poate să lucreze. Acolo este absența pregătirii psihologice. Da, da, da. Este la un copil de înaltă, un sportiv de înaltă performanță, pregătirea psihologică este și ea face diferența. De cât de mult își dorește să câștige sau nu. Și crina are lupte în care noi i-am explicat. Aici nu ți-ai dorit să câștigi. Într-adevăr, era mai puternică. Dar tu, la experiența ta, dacă vroiai într-adevăr să câștigi, câștigai. Deci, este un autosabotaj care înseamnă că funcționează și la această... La această ea are sportivă de la care a luat bătaie, să zic, a pierdut meciul, da. Și la următorul campionat și-a luat revanșa, i-am spus, poți să o bați. Și într-adevăr atunci și-a dorit. Dar după meci, când a pierdut, noi filmăm meciurile și am zis, uite-te, ați făcut analiză. Ce ai greșit? Ce nu ai făcut? Sau ce ai făcut greșit?
ca și acum la campionatul mondial la Cumite, a făcut un ușirul rămas și o lovitură prin întoarcere care nu era interzisă. Ați înțeles? Și a pierdut din primul meci. Eu, din punctul meu de vedere, ea putea să câștige, cu toate că kazahstaneza era înaltă, era mare față de ea. Ea are, o să, în timp, cred că o să se retragă din Cumite, pentru că nu o să mai aibă categorie de greutate. Ea are 44.800 și ceva și era categoria minus 50. Din ianuarie trece la 16 ani și s-ar putea prima categorie să fie minus 55. Vom încerca, nu zicem că nu încercăm. Noi ne vom pregăti, pentru că trebuie să știi și tactic cum să iei sportivul celălalt. Și are destulă experiență și poate câștiga. Totul e să-și dorească. Totul vine de aici. Cum sunt antrenorii tăi în timpul competiției? Care este rolul lor atunci? Au un rol foarte important, pentru că înainte să intru pe tatami, simt niște emoții foarte puternice și ei trebuie să fie acolo lângă mine ca să mă motiveze și să mă facă să... Să te poți concentra. Mă concentrez, da. Și funcționează lucrurile. Da. Din ce ai observat tu la ceilalți participanți, la ceilalți competitori, sunt la fel de, nu știu, frumoase și de puternice legăturile între antrenor și antrenat, copilul antrenat? Am mai văzut pe la alte cluburi copii care au antrenorii care îi motivează foarte mult, însă eu cred că legătura dintre mine și antrenorii mei este cea mai puternică. Cred că este absolut ideală, că sunt și părinți. Am înțeles la Crina cum a început povestea de dragoste pentru karate. Vreau la dumneavoastră să aud propria dumneavoastră poveste. Despre Crina sau? Despre dumneavoastră. Despre mine? Păi a început imediat după Revoluție. Din nevoia de a face mișcare. Fiind mare de ani, nu mă mai primeam la niciun club sportiv. Efectiv, nicăieri. La gimnastică, cu toate că puteam să fac pod, sfoară, nu m-au primit, este prea mare. Și tot așa. Și am găsit un club de karate. La Galați? Da. În general, atunci, pe vremea aceea, știți că înainte de Revoluție era interzis karateul. Da. Făceam ascunși. Majoritatea antrenorilor erau din poliție sau din armată. Am găsit un club sportiv, m-am înscris, mi-a plăcut și am mers, dar pe drumul ăsta am mers și merg în continuare. Nu te sperie, că acolo este vorba de disciplină, este vorba de foarte mie mult mi-a angajament. Plăcut. Mi-a plăcut disciplina, da? Da, mi-a plăcut. Exact ca la armată. Ne aliniem, pe linii, pe coloane, nu faci un pas lateral, stai acolo unde ți-e locul, la următorul antrenament tot acolo trebuie să ții minte unde să te așezi. Adică mie mi-a plăcut lucrul ăsta și mi-ar fi plăcut să intru în poliție sau în armată, dar bănuiesc că înălțimea nu m-ar fi ajutat. Dar cariera didactică este ceea ce vă doriți. Da, mi-a plăcut să fiu profesor de sport. Mama m-a dat la liceu pedagogic, dar nu am vrut. Am zis că nu o să lucrez niciodată cu copii mici. Și eu, acum lucrez tot cu copii mici. Și aveți și clasele mici. Da, da, da. Da, da, da. Mama râde de mine. Cum e Cristina? E în braciile și la șireturi. Și acum, se poate. Da. Nu mă vedeam să lucrez cu copii mici, să am atâta răbdare. Eu am zis, mami, niciodată nu o să lucrez. Nu vreau eu învățătoare. O văzusem pe maică-mea cum decupa, cum lipea pe acasă, cum lucra în plus. Și am zis, niciodată. E, uite-mă, acum cu ăștia mititei. Și îmi sunt dragi. Mie îmi sunt dragi acum. Cum voi găsiți timp și pentru voi? Mă interesează. Pentru că acum, în momentul acesta, Crina este cu școala. Are și antrenamente. Aveți antrenamente. Aveți școală, copii de care trebuie să aveți grijă. Când mai are timp familia să mai fie ea cu ea? În weekenduri. Dacă nu suntem plecați la vreo competiție, în weekenduri suntem împreună tot timpul. În rest, suntem plecați pe rând. Da, pe noi asta cred că ne unește. Faptul că avem grijă unii de ceilalți. Simți că mami și tate sunt motivați să facă tot ceea ce facă, sunt inspirați că și-au ales aceste cariere? Da. Li se potrivește? 100%. Ce fel este mami acasă? Că probabil este sătulă de câtă profesoară este toată ziua și la școală și la sală. Hai, cum este acasă? Zi acum, dă-i din casă. E severă? Nu, tata e cel sever.
Ok, bun. O reconsiderăm. Mama este cea care este bună, mă ascultă, vorbesc cu ea foarte mult. Ea face treburile prin casă, dar nu se vede că ar fi stresată sau ceva. Este o persoană minunată, mama. Da, mulțumesc. Doamna profesoară, vedeți că acum s-ar putea să vină niște emoții. Eu dacă aud că spune copilul așa ceva, deci nu se poate, nu mă revin. Avem și noi momentele noastre când ne certăm. Dar toți le avem. E adolescentă, trântește ușa. I-am scos cod de tot. Este în fișa postului de adolescent să trântească ușa și să țipe. Da. Sau să-i se năzară, în general. Avem și noi. Da, încerc oricât de obosită sunt când vin de la muncă, de la antrenament, să, chiar dacă n-am văzut-o toată ziua, am văzut-o doar la sală, să vorbesc puțin cu ea, să o întreb cum a fost ziua, să fiu acolo lângă ea, pentru că e perioada când ei simt cea mai mare nevoie de noi, aproape. În viața unui sportiv nu pot exista numai succese. N-au cum. Sunt și momente normale, firești, în care nu avem o formă fizică corespunzătoare, poate nu avem suficientă încredere în noi, poate avem cu totul altă preocupare în mintea noastră, decât situația de a fi într-o competiție, de a ne pregăti corespunzător. Ce faci când intri într-un asemenea moment? Mi s-a mai întâmplat, dar nu foarte des, să intru în asemenea momente. De obicei încerc să mă duc să stau singură într-un colț al meu și să-mi pun gândurile, să mi le așez. Dacă am nevoie de sprijin, îmi chem antrenorii sau părinții. Da, că tot aia sunt. Și ce fel reacționează antrenorii când se sizează? În momentul când ea are o înfrângere, da, încercăm să o îmbărbătăm, să-i spunem că data viitoare va fi mai bine. Este supărată? Cum reacționează? Da, este foarte supărat. Plânge de cele mai multe ori. Când era mică, acum nu mai. A, mă scuzați. Acum s-a internalizat situația. Da. Și după aceea, cum am spus, luăm filmările și analizăm. Ok. Ce a greșit. Dar exact ca la o lucrare de control, când vine cu nota acasă. Ești conștientă că e nota care trebuia? Ce ai scris aici? Ai scris așa? Așa și noi, pe filmare. Ce ai făcut? Ai făcut. Ce puteai să faci în momentul ăsta? Ce ai făcut greșit sau ce n-ai făcut? Nu știu. Sunt și îi sfătuiesc pe toți sportivii mei să se uite pe filmări și să vadă ce au greșit. Pentru că din greșeli învățăm și așa creștem. Exact ca la școală. Învățăm, trecem clasa, așa e și la noi cu centurile. Învățăm, mai luăm o centură, mai învățăm, mai luăm o centură și tot așa. Și la competiții la fel. Ca să ajungi la mondial, trebuie să treci de național, de european. Anul trecut a fost la european. Felicitări. La fel, a luat locul întâi. Acum, din nou, am făcut o figură frumoasă și mă bucur. Este absolut extraordinară performanța. Mi-a călcat pe urme. Acum să vedem dacă se ține de promisiune. Păi sunteți reperul ei, trebuie să treacă pe mami. Da, acum să o întreacă și la senioare, așa a promis. Vedem, deocamdată. Se întâmplă rând pe rând toate lucrurile. Și ce fel rămân lucrurile pentru școală? Pentru că ți-ai ales un liceu cât se poate de greu. Bine, ai fost și la o școală grea care te-a antrenat bine pentru CNVA. Ai fost la 29. Da. Și nu cred că te-a ajutat cu nimic că era mami în cancelarie sau tati. Nu cred că face vreo diferență. Nu se fac diferențe, nu. Acolo ai știut bine, n-ai știut. Asta e. Și mi se pare normal. Nu? După ce campionat ai luat tu 5 la matematică și la română? După Ucraina. După Ucraina a venit cu 2 locuri. Unul s-a dat lucrare. Da. Și asta a fost. Asta a fost. A tras după aia să-și mărească media, să ajungă la media 8, la media 9. Dar ea a muncit. Sigur că da. Am zis, măi, o notă, trebuie să vezi ce ai făcut. N-ai învățat lecțiile la care tu ai lipsit. Ce n-ai înțeles? Roagă-o pe doamna sau dacă nu, te simți mai bine cu o colegă, roagă un coleg, o colegă să-ți explice ce n-ai înțeles. Și după aia a tras și într-adevăr, nu mai știu, la matematică am impresia că a avut 8 și la română 9. Dar a fost munca ei. Nu te sperie treaba asta că ai putea, dintr-un motiv sau altul, să ajungi la o notă mică. Nu, se repară orice notă. Ca și în viață, orice greșești, încerci să repari. Eu așa am învățat-o. Că orice trebuie reparat, orice greșeală,
ai greșit, îți ceri scuze, te duci, vezi ce poți face ca să repari, că e o prietenie, că e ceva la școală, că orice se repară. Orice supărare trece, că toate trec în lumea asta și noi ne trecem până la urmă, sigur că așa da. A lăsat Dumnezeu pe sigur pământ. Că da. Așa că n-are de ce să-i fie frică. Am învățat-o să fie cine este, asta este, asta este, nu trebuie să se schimbe pentru nimeni, să aibă principiile de viață alea, cele 10 porunci să fie, da, eu le zic principii, tot alea sunt, adică am încercat să o creștem bine. Acum nu știm cât am reușit, vom vedea pe parcurs. Crina, mai este timp și de prieteni, mai este timp și pentru alte pasiuni în afara sportului, în afara karateului? Pentru prieteni, da, am timp, mai ales în weekenduri, când nu prea am antrenamente. Alte pasiuni în afară de karate, nu prea mai am. Nu internet, nu nimic. Sufla mami mai devreme. Îmi petrec timpul pe rețele de socializare, dar cam atât. Și cum e așa văzută din afară, ca mamă? Eu sper că, serios, da? Da, că este admirată. Bine, noi facem și mult reclamă pe Facebook, Instagram și pe TikTok. Ea are pe TikTok niște colaje din lupte frumos. Îi place și să, pe Instagram să, da, să le facă filmările, să le taie, să le unească. Știi să editezi? Le... Oarecum, da. Îți place și asta? Da. Deci mai sunt și alte pasiuni. Da. Da, și mi-a trimis, chiar ieri mi-a trimis scris ceva că chiar dacă ești campion mondial, eu tot te bat. Deci își primești și hate, să zicem așa, nu numai admirație pe rețelele de socializare. Dar asta i-am zis, atâta timp cât ești o persoană publică și te expui, trebuie să fii pregătită pentru orice, nu? Așa este. Ce spun profesorii, ce spun colegii când sunt acele zile în care tu nu ești la școală pentru că ești la competiție? Ei sunt anunțați în prealabil, probabil. Da. Așa. Colegii mă ajută, îmi trimit lecțiile cu temele. Ah, deci există solidaritate. Da. Deci ce pune adolescența. Da. Am uitat. Da. Profesorii nu știu pentru că încă nu am fost la școală, n-am făcut ore pentru că am avut săptămână altfel. Ah, okay. M-am întâlnit doar cu doamna dirigintă care m-a felicitat. Și vedem săptămâna viitoare ce să zică ceilalți profesori. Dar se mai poate întâmpla și în timpul anului școlar, în timpul perioadelor normale, nu de săptămână altfel, să da, fie pe o competiție. Da, ei fac scutire. Da. La liceu, la LVA, ne-au cerut, sau CNVA, scuze, da, eu sunt pe vechi, da, așa, o hârtie prin care spunem dacă suntem sportivi de performanță și ce rezultate avem, o trimitem pe site-ul lor la secretariat și ei sunt pregătiți în urma acelei cereri că ea poate să lipsească în timpul anului. Și apoi doar cu scutirea normală o trimitem la secretariat și se motivează. Deci ei știu în prealabil de la începutul anului școlar care sunt sportivii de performanță și ce performanțe au avut. Doamna profesoară, da, vine și momentul ăla când Crina e pe podium. Da. Și dumneavoastră antrenorii, adică soțul și cu dumneavoastră, o priviți de din afara. Da. Cum să fie? Că nu e doar Crina eleva, este Crina copilul vostru. Da, e un sentiment frumos. E un sentiment frumos, un sentiment pe care îl întâlnești foarte rar. Noi suntem mândri de ea și mândri că îi place să muncească, pentru că e multă muncă în spate și atunci dacă ea nu și-ar fi dorit să muncească, degeaba am fi împins-o noi de la spate, că n-ar fi făcut nimic. E că atunci când un copil nu vrea, nu-i place o materie și nu o vrea, nu învață. Da. Și așa și noi, suntem mândri. E un sentiment, soțul meu de acasă ne trimitea mesaje în continuu. Ce face? Cum este? Îi trimisesem link că a fost în direct, a putut să vadă în direct și totul electronic. Au văzut în timp real toți punctajul. Deci a fost super. Erau acolo, lângă noi. Eu n-am trăit să mi se cânte vreodată imnul. Care este sentimentul pe care l-ai atunci? În primul rând mă simt foarte mândră de mine, pentru că fiind pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, îmi cântă imnul acolo, toți... Ei, nu-mi pot imagina, dar cred că este incredibil de frumos. Da. În primul rând mă simt
și foarte mulțumită pentru că i-am făcut mândri și pe antrenorii mei și nu doar, și pe colegii mei și toată lumea care m-a susținut până acum. Mami și tati, cum se poartă în momentul ăla? Cât determinați sunt ei emoțional vorbind? Tata nu prea își arată emoțiile, okay. Însă mama... Mama plânge. Tot timpul mama e plângăcioasa familiei. Eu cred că starea familiei Stase este una extraordinară, este una superbă. E una în care energiile comunică fantastic unele cu celelalte. Cred că suntem optimiști. Aha. Cred că întotdeauna am luat partea plină a paharului. Adică, dacă n-am fi așa, nu am reușit în viață să facem tot ce ne dorim. Și asta îi însuflăm și crinei. Să ia partea plină. Orice chestie, nu lua negativ, că ți-a zis ceva. Ia partea cealaltă, ia partea pozitivă. Și cea negativă să treacă pe lângă tine. Nu, da, ignor. Și gata. Și treci mai departe. Doamna profesoară Crina, vă mulțumesc. A rămân cu o vibrație fantastică datorită vouă. Salutări acasă, salutări tatălui Crinei și soțului doamnei profesoare. Mulțumim. Și mulțumiri pentru un moment atât de frumos pentru Galați, în care, iată, suntem iarăși martori a unui performanțe fantastice, a unui copil care și-a dedicat viața nu unor lucruri mărunte, ci sportului de înaltă performanță. Mulțumim. Felicitări! Domnilor și domnilor, am fost în țara aceasta privilegiați să fim alături de două sportive absolut extraordinare pentru orașul nostru și pentru România. Să le urăm succes în continuare, să rămânem alături de ele din punct de vedere moral măcar, să le susținem. Să aveți o zi frumoasă în continuare și vizionare plăcută. La revedere!